Atunci când lucrăm în spațiul tridimensional, vom avea nevoie de comenzi și utilități specifice acestui spațiu. Programul AutoCAD vine cu două spații de lucru, denumite Workspace, predefinite, acestea având denumirea 3D Basic și respectiv 3D Modeling, putând fi accesate din lista derulantă Workspace plasată în Quick Access Toolbar. Pentru început vom face activ spațiul denumit 3D Basic, apăsând pe această opțiune din cadrul listei derulante, observând activarea acestuia. În cadrul ribbonului care se afișează pentru spațiul 3D Basic, observăm organizarea pe taburi denumite sugestiv Home, Visualize, Insert, View, Manage, și în cadrul fiecărui tab în parte observați prezența comenzilor care sunt dispuse pe panouri care poartă denumirea activității care urmează să fie derulată cu ajutorul acestor comenzi. De menționat faptul că taburile care nu ne sunt de folos pentru moment le putem face invizibile și le putem ascunde astfel încât să creăm o interfață cât mai ușor de întrebuințat. Această ascundere de taburi se face apăsând click dreapta pe oricare din aceste taburi. Mergem în meniul derulant Show Tabs și debifăm taburile care nu sunt necesare. Spre exemplu, închidem aici Add-ins, Autodesk 360 și BIM 360. Observați că aceste taburi sunt declarate invizibile. În tabul Home veți găsi cele mai des utilizate comenzi pentru lucru în spațiul tridimensional. Acestea, după cum spuneam, sunt organizate pe categorii, pe paneluri. Dăm exemplu despre comenzile de creare de obiecte tridimensionale dispuse în tabul Create. Acest tab dispune de o parte vizibilă cu cel mai des utilizate comenzi, printre care vom observa lista de comenzi primitive pentru realizarea solidelor și apoi câteva comenzi pentru crearea obiectelor de tip derivat, cum ar fi comanda Extrude, comanda Revolve, Loft sau Sweep. De asemenea, în partea invizibilă, în partea ascunsă, vom observa existența comenzilor de realizare a suprafețelor, a obiectelor de tip mesh, atât primitive, cât și obiecte mesh de tip derivat. După crearea lor, bineînțeles, avem și posibilitatea de a le edita, având la dispoziție panelul Edit, în care putem realiza operații de combinare a obiectelor tridimensionale de tip solid, și anume operații booleene de tip union, subtract și intersect. De asemenea, editări la nivel de suprafețe, de muchi și vertex, operații pe care le vom discuta în detaliu în lecțiile ce urmează. Tot aici avem la dispoziție comenzile de lucru cu obiecte bidimensionale, cum ar fi Line, Arc, Polyline și toate celelalte, inclusiv Polygon, Rectangle, Circle, Ellipse, comenzi care sunt utile și în spațiul tridimensional pentru a face construcțiile de bază pentru viitoarele obiecte tridimensionale. Avem de asemenea comenzi de modificare. Regăsim aici aceleași comenzi de modificare pe care le-am utilizat și în spațiul bidimensional și de asemenea comenzi specifice pentru lucrul în spațiul tridimensional, și anume
operația de oglindire, care acum se face după un plan, operația de aliniere tridimensională și operația de multiplicare tridimensională, și anume pe toate cele trei direcțiile, X, Y și Z ale spațiului. Comenzi care permit afișarea, activarea unui filtru de selecție la nivel de subelemente, și anume vertex, edge sau face, activarea înregistrării istoriei solidului și de asemenea activarea unor instrumente de transformare, cum ar fi instrumentul de mutare, rotire sau scalare. De asemenea, veți observa aici, foarte important este orientarea sistemului în spațiul tridimensional. Avem aici comenzi care se referă la orientarea sistemului de axe, User Coordinate System, sub toate posibilitățile pe care le oferă programul AutoCAD, și nu în ultimul rând, posibilitatea de a gestiona, crea layere noi și de asemenea posibilitatea de a modifica stilul de vizualizare, astfel încât să afișăm obiectele noastre atât în construcție formată din muchi, cât și punând la dispoziție suprafețele și volumul pe care obiectele tridimensionale îl conțin. Dacă în cadrul spațiului de lucru 3D Basic am văzut doar câteva comenzi pe care AutoCAD-ul le pune la dispoziție pentru realizarea obiectelor tridimensionale, trecând în spațiul de lucru 3D Modeling, vom observa o paletă mai largă de comenzi. Aici avem marea majoritate a comenzilor de lucru în 3D, structurate atât la nivel general în tabul Home, unde regăsim comenzi de modelare, comenzi de realizare a meshurilor, de editare a obiectelor solide, desenare, modificare, secționare și de asemenea orientarea sistemului de coordonate și celelalte activități de vizualizare pe care le putem utiliza. În spațiul 3D Modeling, spuneam, vom găsi taburi specifice pentru realizarea solidelor, a suprafețelor și a obiectelor de tip mesh, fiecare dintre acestea conținând comenzile specifice tipului de obiect pe care îl desemnează în denumirea acestui tab. Tot aici vom găsi un tab special pentru opțiunile de vizualizare, și anume crearea și gestionarea vederilor în spațiul tridimensional. Putem modifica aceste vederi, putem salva vederi denumite, așa cum am văzut și în spațiul bidimensional. Putem crea ferestre de vizualizare pentru despărțirea zonei grafice în mai multe zone, astfel încât să putem vizualiza modelul nostru în mai multe orientări în același timp. Putem crea din acest tab lumini și putem pune în evidență umbrele pe care le dau obiectele din modelul nostru datorită acestor lumini. Și, în fine, putem realiza de aici operația de randare, nu înainte de a pune în evidență și materialele pe care le putem atașa obiectelor pe care le construim. De asemenea, avem la dispoziție toate celelalte utilități pe care le pune la dispoziție AutoCAD-ul și în proiectarea bidimensională, și anume utilități referitoare la proiectarea parametrizată, posibilitatea de a gestiona blocurile, atât la nivel de creare și inserare, cât și la nivel de declarare de atribute și editare de blocuri, inserare de obiecte externe, cum ar fi poze sau fișiere de tip PDF,
operații de import, operații de realizare a legăturilor cu celelalte programe și, de asemenea, o facilitate foarte importantă, utilizarea proprietăților geografice. Putem seta în AutoCAD o locație geografică, astfel încât, dacă, spre exemplu, avem proiectat aici un plan de situație, să putem face legătura cu coordonatele geospațiale care se utilizează în topografie. De asemenea, regăsim aici opțiunea Design Center, care ne permite legătura cu celelalte desene care sunt salvate în calculatorul nostru. Multe facilități pe care le vom discuta rând pe rând în lecțiile ce urmează.